România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O să vorbim astăzi, prieteni, despre prețuri, dar cred că este vorba mai curând despre sărăcie. În mare măsură, mi se pare că ne întoarcem la anii 90. Asta înseamnă inflație galopantă, facturi pe care nu le plătim, nu le putem plăti, subvenții multiple acordate de stat, împrumuturi majore. Un tip de economie care, de fapt, ne sărăcește pe toți. Ce se întâmplă la voi acasă nu o să descriu foarte mult, știți mai bine decât mine. Oficial avem cea mai mare inflație din ultimii ani, undeva cam la 8%, dar știți bine că unele produse s-au scumpit și mai tare de atât. Facturile la energie ne-au doborât pe toți. Pe unii pentru că nu au venit compensate, pe alții pentru că și compensate sunt foarte mari. Dar dacă noi acasă mai punem o haină, cum se spune și cum am fost uneori îndemnați, pentru mii de afaceri din România este un dezastru. Brutarii, de exemplu, spun că le-au venit facturi la energie până la de 6 ori mai mari, iar asta înseamnă noi scumpiri. Dar până la scumpiri trebuie să le și poți plăti, să nu cumva să însemne în multe cazuri falimente. S-au scumpit și creditele, ratele sunt mai mari, vreo 4 luni încoace, tot se măresc și mă întreb dacă în atare condiții multe familii nu cumva nu se vor mai ajunge cu banii. Mai ales dacă lucrează și într-o afacere din asta care e afectată de restul scumpirilor. Guvernul a încercat un răspuns timid, compensând facturile la energie, dar nu a funcționat pe deplin, știți scandalul ultimelor ore, pentru că unele firme nici nu au aplicat sistemul de compensare și cu tot cu compensări au venit mai mari pentru foarte mulți. Azi se adună mai multe informații că guvernul ar vrea să facă TVA zero la câteva alimente de bază. Ați auzit asta deja la jurnalul Europa FM. Carne, ulei, lapte, făină. Circulă și o idee că se va umbla la TVA-ul, la energia electrică sau la facturile energetice. Polonia și Ungaria aplică deja câteva dintre măsurile acestea. Doar că statul nostru e aici într-o capcană pe care o tot numim la România în direct de ceva vreme. Cheltuielile uriașe la care s-a angajat și pe care nu a vrut să le taie niciodată. Plata unor salarii supradimensionate, depășirile de la pensii, cheltuielile administrative peste măsură, știți voi, drama noastră obișnuită. Toate măsurile pe care le-am numit mai sus aduc și mai puțin bani la buget. Falimentele duc iarăși la dispariția banilor de la buget, iar România va trebui să funcționeze cu bani mai puțin pe care îi strânge, dar în același timp să subvenționeze, că despre asta e vorba, nu? Diverse prețuri, la mâncare, la gaz, la benzină, adică de slab ce eram o să fim și mai săraci. E o alegere foarte amară. Iar ca să facă asta, trebuie să pună în practică 3 lucruri. Va renunța la investiții, va tipări bani și se va împrumuta în draci. Dar pe cine mai interesează când noi trebuie să scăpăm acum? Noroc că BNR mai ține euro la sub 5 lei, așa, poate în mod artificial. Un lucru ar mai fi de spus, nu e inflație doar la noi, în America este cea mai mare din ultimii 40 de ani, zona euro a ajuns pe la 5%, deci importăm inflație, o aducem din alte părți. Adăugați că cererea este în creștere din cauza revenirii economiilor, dar și faptul că lipsesc produse pentru că lanțurile de aprovizionare sunt rupte. Plus că avem bani cu duiumul, căci Europa a dat drumul la tiparniță ca să ne scoată din criza pandemică. Numai că banii ăștia, inundând piața, nu prea și-au găsit produsele, iar acum plătim prețul. Ca să închei rotund, mi se pare că ne paște o mare sărăcie, chiar dacă teancul de hârtii din buzunare e mai gros, sau poate tocmai de aceea. 0372069599. Povestiți-ne cum e la voi. 0372069599. Care este povara financiară cea mai mare în familiile voastre, dar în firmele în care lucrați? Ce așteptări aveți de la autorități? Și ce alte scumpiri
ne mai așteaptă dacă aveți o afacere care produce diverse lucruri. Emisiunea asta e și pe Facebook. Vă mai spun o dată telefonul și vă invit la discuție. 0372 069599. România în direct începe astăzi cu George. Salutare! Bună ziua! A spus foarte multe în pauza aceasta dintre noi telespectatorii. Eu doar vă spun următorul fenomen. Statul este cel care trebuie să gestioneze foarte bine această criză și trebuie să o facă nu de acum, ci trebuia să o facă de 30 și ceva de ani. Eu lucrez în domeniul privat din 94. În domeniul privat, orice cost, orice cheltuială este foarte bine analizată și eventual redusă dacă ea nu este corect sau corect cheltuită. În sistemul de stat, care din punctul meu de vedere și nu cred că numai al meu, este supradimensionat vis-a-vis de numărul de angajați. Într-o orice societate comercială, cea mai mare povară sau cel mai mare cost este costul pe salarii. Impozitarea pe salarii este, cineva o să spună că nu am dreptate, este undeva la peste 70% de la net. De la net, da. De la salariul pe care îl ia omul în mână. Antreprenorul plătește 70%, ca să fac un exemplu, pentru 1000 de lei, antreprenorul cheltuiește 1700 de lei. De la 1700 de lei, într-adevăr, 40 ceva la sută. De la brut. Da? Deci, noi plătim 70% de fapt impozit pe salariu plus 19% la orice cumpărăm cu TVA de 19%. Deci noi, de fapt, ca să luăm, o mobilă în casă, un televizor, de fapt, plătim odată 70% pe salariu plus 19% pe acel produs. Ok, te-am ascultat, dar care unde... Către stat. Așa. Statul ar trebui să facă în așa fel să-și calculeze acest cost suplimentar pe salarii la bugetari, mă refer, da? Sau costurile bugetare, da? Să reducă acolo. Acolo trebuie să reducă ca acel privat, cel care alimentează bugetul de stat, să plătească mai puțin impozit pe salariu și acel impozit rămas, da, acea diferență rămasă, să intre în buzunarul celui care produce, adică privatului. Da? Adică tu propui ca în situația actuală, stai ca să înțeleg, George, te-am ascultat cu atenție, dar tu propui ca în situația actuală statul să facă o reducere de taxe pe muncă, astfel încât oamenii să se ajungă mai bine cu banii, în loc să umble la TVA, de exemplu. În loc să umble la TVA. Eu aș propune altceva. Statul ar trebui să facă în felul următor. Să reducă taxarea pe salarii și să crească impozitul pe venit. Adică în loc de 16% să-l pun 24%. Ca atunci statul să participe la bunăstarea fiecarei societăți comerciale. Nu să nu intereseze. Să facă autostrăzi ca acele costuri, să se reducă costurile de transport. Da? Atunci, dacă se reduc costurile de transport, societatea comercială, rămânând cu mai mult bani, profit, da? Profit net, plătește impozit pe profit, corect? Am înțeles, dar asta ne ajută acum în situația asta pe loc. De 32 acum... de ani de când tot alegem în continuu și asta trebuia să ne ajute de 32 de ani de când plătim aceste salarii, care nu știm pentru ce le plătim, a bugetarilor. Sunt oameni care de acum 32 de ani au ieșit la pensie la ora actuală. Da, înțeleg ceea ce spui. Da, mi-e teamă însă că soluția asta e una, sigur, gândită pe termen lung. Poate e logică, are și avantaje. Dar știi cum? Oamenilor le este foarte, foarte, foarte greu acușca. Acum. Azi, mâine, acum. Eu sunt de acord acum. Acum n-avem decât să ne împrumutăm scump sau ieftin, nu știu cum, și pe termen lung să putem să plătim această dobândă și această rată diminuând aceste costuri. Da. Îți mulțumesc, am înțeles raționamentul tău. Vreau să-i aud și pe ceilalți români. Dar este sănătos, solid ce mi-ai spus. Da, taxarea pe muncă îi împovărează pe foarte mulți dintre angajatorii din România. Claudiu, salutare! Alo, bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Claudiu, sunt de la Craiova și vreau să vă zic eu că am o societate de transport de vreo câțiva ani
Și de atunci mă tot chinui ca să pot să fac ceva, dar nu prea poți să faci mică, nu e bine, adică. Are dreptate domnul dinaintea mea, deci eu până acum pentru un angajat plăteam 950 de lei la stat. Acum că se mari salariul, cât o să plătesc? Mai mult cu un milion, un milion jumate. Da. Dacă da? se mărește salariul minim. Statul când a zis că vrea să mărească salariul pe cei care fac ceva în România asta, i-a întrebat, domne, dumneata, cum te descurci? Te bine, nu te bine? Decât ne-a băgat că ne mărește salariile. Ca să-și ia taxe mai mari. Cum te descurci? Da, statul să-și ia bani din mărirea asta de salariu minim, da. Sigur că-și ia bani, că așa se finanțează. E o șmecherie, da, pe care o face în momentul dar ăsta statul. Dar ei n-au venit cu nimic să ne întrebe. Dom'le, dumneata, merge, nu-ți merge? Cât ți-ai angajat? Zi-mi, uite aici la România în direct, cum îți merge de când cu ultimele scumpiri? Foarte greu. Am avut un angajat și din noiembrie am renunțat. Deci am renunțat la contractul lui, că nu mai merge... Transportul e foarte greu, e foarte greu plătit. Fii atent. Acum, onest, când zici că ai renunțat la el, adică ai desfințat cartea de muncă și dai la negru, sau l-ai trimis acasă? Am renunțat definitiv. Aha. Și faci tu ce făcea el? Am tras mașinile, da, și eu făceam la fel ce făcea și el. Am tras mașinile pe dreapta și asta e. Am prieteni care au tras tirurile pe dreapta și au plecat în Anglia la muncă, că s-au cerut șoferii în Anglia. Spune-mi ce ție mai greu, pentru peste tine a venit scumpirea benzinei, bănuiesc, nu? Motorine tot și kilometru la transport de marfă a rămas același. Dintre măsurile astea pe care le vorbește guvernul acum, cu reduceri de TVA încolo, încoace, ți-ar fi vreuna de folos pentru afacerea ta de un om? Ar trebui să facă niște... delimitări, nu știu cum să vă explic, adică să trebuie, domne, societatea dumneavoastră, câți angajați ai? 3, 4, maxim 5 să plătești atâta. De la 5 în sus la 10, la unul care are 50 de angajați, înseamnă că îi merge treaba ca lumea. Are de unde să plătească. Eu cu 2-3 de unde să plătesc. Înseamnă că fac și eu acolo să supraviețuiesc. Da. Mulțumesc tare mult, da. Claudiu. Patron pe un singur om la Craiova, că pe al doilea nu-l mai are. Vedeți când se spune la televizor că mii de firme se pregătesc de faliment sau de reduceri sau de tăieri de personal. Fix asta înseamnă că nu-i vorba musai de companiile acelea mari din România care au sisteme de siguranță, se adaptează, dar cei mici vor fi întotdeauna loviți mai tare de sistemul acesta sau de scumpirile acestea și noi suntem de-abia la începutul unei crize majore. Vasile, salutare! Ești la România în direct. Ce te lovește cel mai tare? Care-i povara ta cea mai mare? Bună ziua! N-am înțeles tema emisiunii prea bine. Te întreb așa. Povara pentru un antreprenor sau pentru orice cetățean? Și. Fiecare ne sună din punctul lui de vedere. Și pentru cetățean, dar și pentru antreprenor. Ca cetățean, cea mai mare povară la ora actuală sunt facturile la energie. Pentru mine, în mod particular, în mod specific, este factura la gaze. Eu, de exemplu, mi-am făcut o casă mai mare. Eram mai tânăr și nu gândeam atât de bine acum vreo 10 ani. Dar cu toate astea, la prețurile de acum un an, îmi permiteam să plătesc o factură între 1000 și 1500 de lei pe lună la un 300 de metri pătrați. Cam mare. Casă, e mare casa. 300 de metri, e o casă mare, da. Este o casă foarte mare, e adevărat. A fost făcută acum 10 ani, asta e factura. Între 1000 și 1500 de lei era factura la încălzire. Ceea ce îmi permiteam. Cu niște, la un preț foarte bine căutat, o companie, un furnizor foarte bun, care și a respectat promisiunea și contractul și nu a mărit prețul, dar cu toate astea contractul a expirat, contractul prin an de zile a expirat la 31 decembrie. De la 31 decembrie prețurile sunt plafonate de la 110 lei megavatul, acum plafonat e 330
30, ceva de genul. Deci de 3 ori a crescut factura, de la 1500 la 4500. Asta e factura care ți-a venit ție? Atât scrie pe ea? Poftim? Atât scrie pe ea 4500? Da. De la 1500, preț plafonat e 4500, dar dacă preț, dacă ar fi prețul din contract care este de 450 doar gazul, fără transport, distribuție și TVA, adică un preț final de 565, și asta vă spun la o companie care a fost foarte corectă și este în continuare foarte corectă. Deci prețul neplafonat și nesubvenționat ar fi de 560, ceea ce înseamnă de 5 ori mai mult. De 5 ori mai mult decât 110 cât aveam acum un an, înseamnă de la 1500 la 7500. 7500 de lei eu nu pot să îmi plătesc. Da, 4500 poți? Adică 4500 ai put. Ăștia... Nu, nici 4500 este greu. Aș putea, dar e foarte greu. Adică de la 1500 la 4500 este foarte greu, dar nu... Adică, de ce să fim atât de pedepsiți, practic, pentru că am făcut o casă mai mare? Nu știu, poate și dumneavoastră aveți o casă mare. La 200 de metri, poate să mănânci tot. Poate, nu zic de dumneavoastră, de alte persoane. O casă, mult normal, o casă mică din România, probabil e la 200 de metri. Da. Da. Cred că e mai mic decât 200, cred că e la 100 și ceva, dar în orice caz, știi cum e, îți asumi niște cheltuieli. Spune-mi ce te-ar ajuta, că asta e foarte interesant. Păi, la gaze, din câte am înțeles eu și am studiat problema cât de cât, prețul la gaze, în România, își cam asigură necesarul de energie, și de gaz, și de energie electrică. Numai că s-a făcut o schimbare anul trecut și le-a dat dreptul furnizorilor să stabilească prețul în funcție de prețul de la bursă. Cu toate că România nu importă foarte mult, dar importă anumite cantități, undeva sub 10% din câte am înțeles, ei stabilesc prețul în funcție de prețul la mare din Europa. Cu toate da. Că noi avem... Suntem legați, v-am mai explicat eu, suntem legați cu mai multe țări. Asta uneori ne ajută, alteori ne înfundă. În cazul ăsta nu ne... ajută foarte tare, sincer. Da, dar vedeți că, de exemplu, nuclear electrica a crescut prețul de la 290, cât era anul trecut, pe megawatt, oră, a crescut la 600. Anul ăsta. 600, vorbesc de prețul cu care îl cumpără furnizorii. Deci au dublat prețul fără să li se întâmple nimic, adică nu le-a crescut niciun cost lor, nu? Și acolo e statul acționar. Dincolo, la hidroelectrica, iarăși fac profit de miliarde de euro. Li s-a dublat profitul față de anul trecut. Tot statul. Ceea ce solicizi tu ar fi ca statul să intervină în modul în care companiile energetice livrează și să aibă o loc o recalculare a prețurilor. Asta e soluția... Să nu mai fie prețul calculat în funcție de prețul de la Viena sau de unde stabilesc prețul în funcție de ce preț la bursă din Europa și să fie stabilit în funcție de prețul cu care achiziționează. Adică, da, să le dea voie să-și pună o marjă de profit de 10-20%, care ar fi normală, dar nu marjă de 100% sau 200%, și nuclear electrica, hidroelectrica și care mai sunt producători naționali, să aibă prețurile pentru noi, că sunt ale noastre, nu? Da. Îți mulțumesc tare mult, Vasile, a fost 0372069599. Astăzi vă întreb la România în direct, în valul acesta de scumpiri, care e cea mai mare povară pentru voi, fie acasă, în familie, pentru familiile voastre, fie dacă sunteți antreprenori sau oameni cu mici afaceri. Și ce așteptați de la stat? Ei se pregătesc să facă unele reduceri la TVA, dar nimic mai mult. Poate sunt soluții mai complexe. Gigi, salutare! Bine ai venit la România în direct! Bună ziua! Cea mai mare povară noastră a românilor în momentul de față sunt scumpirile la energie electrică, la combustibil, și traiul va fi din ce în ce mai greu. Problema noastră este că nici mai marii noștri nu au grija noastră. Deci nu au grija noastră. Ce înseamnă asta?
Deci pe ei interesează, nu să intereseze criza economică, criza energetică sau ce avem noi pe val. Pe ei interesează ciolacul. N-au nicio treabă cu noi. Nicio treabă. Asta e cam simplist spus. Eu văd aici că oamenii se agită. Adică l-am auzit aseară pe ministrul energiei la Europa FM explicând niște lucruri. Am auzit astăzi dimineață pe domnii Câțu și Ciolacu care se războiesc pe TVA. E foarte simplu să spui așa, domnule, nu stau decât pe Ciolan. Nu știu dacă oamenii ăștia să duc tot timpul la serviciu cu gândul să se îmbogățească. E mult spus. Văd oameni care încearcă să contribuie pe măsura puterilor lor la ceea ce face România. Nu știu de ce ai impresia așa. Ei trebuiau să ia niște măsuri. Deci, stați de acord. Ei trebuiau să ia niște măsuri. Atâta timp cât nu iei măsuri, automat omul se agită. N-au luat măsuri, noi ne agităm, nu știu ce, dar nu ne ajută cu nimic. Noi nu mai discutăm. Pe ei n-au nicio treabă. Iese ministrul economiei că facturile au fost calculate incorrect. După aceea iese, nu știu care, băi, nu, treaba este că pe noi ne afectează, pe noi, pe românul de rând, ne afectează. Deci, în primul rând, băieții deștepți au de câștigat. Deci ei trebuia, în primul rând, să plafoneze aceste majorări. Și dacă le plafonau, frate, eram ok. Atâta timp cât, vedeți dumneavoastră, ei doresc să ne aliniem la standardele europene. Cum? Păi, da, haide, dacă vreți să ne aliniem la standardele europene, de ce nu ne aliniem și la salarii? Înțelegeți? Da, știu retorica asta, dar hai să-ți spun un mic secret. Noi când am intrat în Uniunea Europeană în 2007, ni s-a spus de nenumărate ori, vedeți că la un moment dat va trebui să veniți cu prețurile astea cam la prețurile europene, adică e o piață comună aici. România a tot amânat lucrul ăsta, a făcut liberalizarea asta cât de târziu s-a putut și a zis, domnule, nu luăm măsura asta care e dureroasă pentru foarte mulți, că o luăm noi când va fi momentul potrivit. Și a luat-o momentul cel mai nepotrivit. Adică atunci când toate prețurile din lumea asta au explodat. Acum, mi-e greu să cred că un guvern poate să ne mărească salariile. Poate să ne reducă taxele cel mult și poate să facă acele pârghii prin care să noi să lucrăm mai bine și mai mult și mai corect, să ne îmbogățim. Dar să ne mărească, nu știu, că nu suntem toți bugetari. Bănuiesc că nu ești bugetar, nu? Nu-s bugetar. Dacă erai bugetar... Problema este alta, vedeți noastră, și doresc să mărească salariile. Păi cel mai mult are de suferit sistemul privat. De ce? Pentru că oricum acel patron cu 10, 20, 30 de angajați va plăti foarte, foarte mulți bani la statul român și când te duci la statul, când te duci la funcționarul public, se uită la tine de parcă ești cel mai mare infractor. Înțelegeți? Și asta e o problemă. E o problemă foarte gravă. De ce? Hai că o să vorbim... Promit că facem o emisiune despre comportamentul funcționarului român. Că și eu sunt curios dacă am mai învățat câte ceva unii despre noi în perioada asta. Gigi, îți mulțumesc foarte mult și spor la treabă. Robert, salutare, ești la România în direct. Ești, cum s-ar spune aici, pe persoană fizică sau antreprenor? Bună ziua! Salutare! Așa, nu știam că vorbiți cu mine. Da, s-a cam zis tot ce voiam eu să zic mai înaintea mea. Da, privatul este cel care suferă în momentul de față, nici de cum angajatul la stat. Bănuiesc că 1.300.000 de oameni nu își fac probleme acum cu facturile noi și cu tot ce înseamnă. Și știți că banii se fac în criză și în război. În momentul de față suntem într-un mini-război economic, nu? Dar îi fac oamenii cu conducător cum trebuie. Noi nu suntem în cazul ăla atunci. N-aș zice că... Eu am o viziune un pic diferită. Cred că în perioade de criză, cei care sunt bogați suferă mult mai puțin decât restul lumii, da? Că își găsesc moduri prin care să facă banii respectivi. Sau să rămână la fel de bogați. La orice nivel cred că cei care suferă cel mai tare sunt clasa mijlocie, poate ca tine,
sau cei care nu au dare de mână, dar, cum să zic, nu aș fi foarte sigur că toți bugetarii o duc bine în perioada asta. Nu, e o generalizare și nu avem cum să intrăm în mai multe. Da, pentru mine, impozitul ăsta pe salariu, că de asta și sunat, pentru că pe mine mă distruge acest impozit pe salariu și nu-l înțeleg. Pentru că nu muncește cot la cot cu angajatul meu, nu muncește cot la cot cu mine. Repet încă o dată, da, de ce nu implementăm ca în Suedia, dacă se ajunge până la 90% pe profit? Da, să ajungem la impozit pe profit, dar să am profitul ăla cum trebuie și nu-mi impozitez pe așa. De ce să-mi impozitez salariul care este o chestie fixă și normală? Dacă eu nu am profit, eu tot trebuie să plătesc acel salariu. Ok, dar și controlele trebuie să fie mai bune. Știi că de multe ori când s-au scăzut taxele, da, colectarea de taxe a crescut, pentru că o piața neagră încă este foarte mare în România. Da, evident. Din cauza acestor taxe. Scăzând taxele pe salariu, cu siguranță se vor colecta mai mulți bani la bugetul de stat. Sau cel puțin vor fi mai mulți oameni cu salariu trecut pe cartea de muncă. Iarăși, eu, de exemplu, eu aș da cel puțin... Hai să nu fiu măcar și să spun că aș da mai mult. Dar aș împărți jumătate. Acel impozit către stat. Adică i-aș da jumătate, dacă n-aș mai da suma aia, jumătate i-aș da angajatului, i-aș pune în plus. Adică din cei 7% care vin acolo suplimentar, ai da 35%. Jumătate i-aș da, aș crește salariul angajatului. Pentru că ei pune un impozit mai mare pe venit, impozit mai mare pe venit, cum zicea primul nostru ascultător? E foarte bun un impozit mai mare pe venit. Nu pe venit, pe profit. E o diferență și aici. Da, aha. Pentru că eu sunt cărător de bani în momentul de față. Eu iau dintr-o parte, dau la altul. Trăiesc 70.000 de oameni pe lângă mine și eu la sfârșit rămân cu nimic. Am înțeles mecanismul pe care îl descrii. Dar ar ajuta asta în perioada asta de criză inflaționistă? Adică strict în momentele astea? Nu putem să gândim numai pe azi, pe mâine. Că așa am gândit tot timpul, știți? La fărămițul asta. Băi, eu ce fac astăzi? Mentalitatea asta ne-a adus unde suntem. Trebuie să ne gândim pe termen lung, mediu și lung. Da? Ok și pe scurt. Sunt variante pe care le poți lua acum. Reducerea de TVA, dacă mi-aduc aminte bine, Cioloș a spart o cerere de prin noiembrie, nu la energie, sau de prin octombrie. Da. Acum, știi cum e? Că pentru că aici sunt o grămadă de nuanțe. Uite ce zice domnul Câțu. Știi, domnul Câțu care, mă rog, dincolo de activitatea sa politică, economie mai înțelege. Știi, adică cine, chiar înțelege bine. Zice, domnule, am înțeles că e o competiție aici cât de mult să scadă TVA. Dar TVA scăzut înseamnă și venituri mai mici la buget și asta e o întreagă spirală. Adică, da, și are dreptate domnul Câțu. Păi ceva, și TVA-ul e o sursă sigură de bani din care țara asta mai și merge. Acum, dacă dăm jos TVA-ul la facturile astea la energie, la mâncare, în primul rând, că despre asta se vorbește acum orele astea, banii aia dispar de la buget. Adică... Dar compensația nu impune, nu se compensează compensația cu TVA-ul, făcând niște calcule acolo, compensațiile pe care statul le va susține sunt unde sunt. Ca și adică stai un pic, tu zici așa, domnule, dați jos TVA-ul, dar nu mai dați compensații sau dați jos TVA-ul și dați și compensații? Trebuie să le faci de undeva. Ok, asta cu energia acum e mult mai complicată și nu cred că pot să o discut eu. Că, repet, eu cred că este un război economic și suntem niște victime colaterale. E extrem de... Nu ține de noi. Nu mai... Da, ce poate să facă statul? Acum normal că statul ar trebui să vină să susțină cetățeanul de rând și să zică, băi, facem și aia și aia. Nu mă aștept ca guvernul nostru să fie unul prea prietenos și să piardă din bani. Reducerile, cum a spus și primul interlocutor, trebuie tăiat din pensiile speciale, trebuie tăiat din cheltuielile aiurea, trebuie făcut, cum a făcut Rulă, cu 12 milioane un sens și ăștia alții au bugetat cu 200 de milioane sensul de întors între Buzău și Făurei la calea ferată. E o discuție acolo. Drulă a făcut o, cum îi zice, o întreținere
ăștia la alți vor să facă o modernizare sau cel puțin așa susțin. Să ne mai uităm la subiectul ăsta. Dacă Bocănița se întoarce Intercity sau... Da, ceva de genul ăsta. Pare că e o lucrare mai complexă, asta susține Ministerul Transporturilor. Am înțeles raționamentul tău. Mulțumesc de 10 ori mai scumpă, de aia, adevărat. Mulțumesc tare mult, dar vedeți că ajungem exact în același loc extrem de dureros, și anume că vreme de ani buni, România nu s-a pregătit pentru genul ăsta de situații. În ciuda faptului că enorm de multă lume a spus, băi, nu mai cheltuiți atât de mult la stat, nu mai lărgiți atât de mult statul, nu mai puneți oameni peste tot cu salarii imense, nu trageți în mod artificial toate veniturile astea în sus, pentru că acum plătim niște facturi enorm de dureroase și le plătim într-o perioadă de criză multiplă, ori nu știu dacă ne permitem chestiunea asta. Iar chestia asta are dreptate, Cățu, când zice, băi, dacă dăm jos TVA-ul, stați să vedeți ce probleme apar pe partea aialaltă. De unde luăm banii? Adică, bun, ne mai împrumutăm. Până unde ne mai împrumutăm? Și cum restituim? Că banii care vin din PNRR sunt să facă altă treabă. Nu să-i spargem pe treaba asta. Marian, salutare! Bine ai venit la România Direct! Salutare și bine v-am găsit și bună ziua! Marea problemă, cred eu, din punctul meu de vedere, e că suntem luați la mișto de clasa politică. Mi s-a părut strigător la cer când domnul ministru al energiei a spus să fim noi atenți ca și consumatori, ca și cetățeni, și să facem noi sesizări pentru aceste facturi mari. La NPC și la ANR. Mă rog, sincer să fiu, atât de dezamăgit am fost încât a schimbat programul. Mi se pare revoltător. Sunt oameni, într-adevăr, care au o pregătire, dar sunt bătrâni, sunt oameni cu puțină educație. E strigător la cer, acești oameni sunt puși acolo să ne apere. Nu am o problemă, au salarii mari, ok, nu cred că chestia asta o să termine vreodată în România, dar să facă treabă de acești bani pe care îi primesc. Și să nu lase tot în grija noastră, plătim taxe, mergem la muncă, merg oamenii mei, stau în frig la minus 8 grade astăzi, bagă țevi în pământ. Plătim taxe toate la zi și apoi să vină domnul acesta să-mi spună, să le spune oamenilor, că se discută la pauza de masă. Cât ți-a venit factura? Păi nu știu, o aștept cu îngrijorare. Păi a zis ăsta să ne uităm noi și să facem noi ce, să-și ia zi de concediu și să facă sesizare? Ei pentru ce sunt puși acolo? De ce plătim taxe? Da. Îți înțeleg amărăciunea, mai ales când ai... Dar să-l facă. Îți înțeleg amărăciunea, mai ales când ai oameni angajați și știu cât de greu le este tuturor. Nici nu iau apărarea ministrului, că nu știu exact cum a spus, dar, fii atent, pot să dau un sfat. Acolo pe facturi, mai ales, pe toate facturile, scrie dacă vine sau nu plată compensată, știi? Dacă te încadrezi, da, acolo chiar scrie. Am remarcat, sincer să fiu, Ai remarcat, se ocupă de aceste aspecte și nu dau foarte mare importanță. Factura e rezonabilă, a fost rezonabilă și luna în trecută. Stânga sus, da? Hai să le spunem tuturor că e important, știi? Să uită în stânga sus, văd acolo dacă scrie plată compensată. Dacă nu scrie plată compensată, e o problemă, da? Și atunci, mă rog, trebuie să te și încadrezi în consumurile alea acolo. Nu. Și atunci asta zice, bănuiesc eu în capul meu, zice ministrul, băi, dacă vedeți că nu scrie, duceți-vă undeva și le spuneți-le, sau veniți la noi la stat să putem să-i încălecăm pe ăștia. Că ne trebuie și un semnal. N-ar trebui cumva să vină by default toată chestia asta. Nu au ei toate pârghile necesare. Azi s-a întâmplat ceva, să știi. Adică și aici e un semnal important pe care autoritățile din România îl transmit și către companii și către public. Se constituie un grup de analiză, dacă nu cumva astea sunt fapte penale, înțelegi? Dacă aceste companii mai fac așa ceva, înțeleg că procurorii vin peste ele sau că procurorii verifică chiar de astăzi începând, domnule, dacă le-au emis cu bună credință sau cu rea credință facturile astea, da? Aici ne spun două lucruri, că avem de-a face și cu niște companii care nu sunt responsabile față de noi, dar și cu un stat foarte slab. Dacă aceste companii te iau în râs, tu având toate pârghiile la îndemână să poți să-i calci pe cap, înseamnă că suntem într-o situație gravă, înseamnă că ani de zile s-a petrecut lucrul ăsta. Din păcate, eu cred că așa este. Și scuză-mă, te întrerup. Asta mi se pare strigător. Lăsăm la o parte salariile, lăsăm la o parte posturile umflate pentru neamuri, pentru oricine. Dar nu fac nimic. Ce
ce m-a încălzit pe mine că a stat Dragnea 4 luni în închisoare, 4 ani, 3 ani cât a stat, 4 ani nu s-a făcut nimic în țara asta. Eu aș fi preferat să stea la liber, să nu-l mai bage pentru ce l-a băgat, că oricum nu pentru aia, probabil l-au băgat la pușcărie, a fost doar probabil o răzbunare, dar omul ăsta dacă stă omul, că mă rog, cum n-o fi. Mă, dar trebuia să facă ceva, oameni bune, ăștia nu fac absolut nimic. Ok, se greșește, oricine cine nu muncește nu greșește. Să iau decizii greșite, dar ăștia nu fac absolut nimic. Da. Nu văd, nu văd, din păcate... nu văd absolut nimic în jurul meu. Ei, bă, o să vezi niște cumătrii, niște populisme, nu, o să vezi, văd, adică... Văd niște panseluțe, chestii, nu văd un spital, nu văd, ok, regional, zonal, da. La nivel de municipiu se face câte ceva. Vorbim național, nu se face nimic. Și vine tipul ăsta și îmi spune tot eu să mă uit pe facturi. Știi tu, până la urmă, Marian, știi că tot noi ne-am făcut spital, nu? Adică te mai miră ceva? Tot noi am făcut spital. Știu foarte bine. 2 euro de la o grămadă de români, tot noi ne-am făcut spital. Hai că încerc să mai fac loc cu Ivan în emisiune. Mulțumesc tare mult și îți înțeleg durerea. Da, așa este. Uneori oamenii gândesc așa, trebuie să o rezolvați pe asta. Pentru că povara pentru fiecare om simplu din țara asta este mult, mult prea mare în momentul acesta. Cristian, salutare, ești la România în direct. Te salut pe tine și ascultătorii tăi. Luni te-a sunat un expert în energie termică și ți-a explicat că legile fizice nu sunt negociabile. Speram ca să sune un expert economic și să spună ce spun cam toți experții economici de câțiva ani încoace. Ascult. Că un aparat bugetar de dimensiunea care este la noi în România nu poate să reziste pe termen lung. Explică-le oamenilor ce înseamnă asta, adică 1.300.000 de angajați cu salarii medii mai mari decât piața privată a muncii, de două ori. Exact. Pentru că la noi se vede și procentual, 18% dintre angajați sunt angajați în aparatul de stat, în comparație cu media din țările europene, care e mult mai mică. Era clar că la un moment dat, când plătești sute de mii de salarii, la un calcul simplu matematic, de exemplu 200.000 de bugetari cu un salar brut de 7.000, că trebuie să-l calculezi brut, statul plătește brut, îți vin 240 de milioane de euro pe care tu îi cheltui lună de lună. Doar în 60 de luni sunt 12 miliarde. Bani, zic eu. Și bun, atunci, fii atent. Cel mai probabil acum? O să te contăm acum. Cum? Problema. Asta e întrebarea, că eu am zis că sunt trei lucruri pe care le văd la orizont. Împrumuturi în draci, tipărire de monedă și cam astea sunt, de fapt. Cred că Uniunea Europeană ne va împrumuta. Și, și renunțarea la investiții. Știi ce se întâmplă dacă ne împrumută Uniunea Europeană? Că ne împrumută săraca până la urmă, ne împrumută. Dar asta, masa asta mare de bani care tot vine și sub formă de PNRR și ajutare și împrumuturi, știi ce generează la rândul? Inflație. Adică de bănuții aia pe care îi ai în buzunar, s-ar putea să fie cât sunt la mulți oameni la stat 5.000 de lei, că sunt oameni care câștigă net 5.000 de lei în mână, dar să valoreze mult mai puțin, cum se întâmplă zilele astea. Da, dar cred că era inevitabil. Se și vede deja, ratele au crescut, se vor scumpi și utilitățile, oricât de mult vor încerca să tragă de ele. Legile economiei nu sunt negociabile. Nu ai cum. Nu vrea nimeni să deconteze, cum zic americanii sau englezii. Nu există free meal. Și acum... Dă-ne o soluție. Să suportăm toți. Dă-ne o soluție pentru că ești expert, cum ai spus. Nu sunt expert. Așteptam să sune un expert economic și să explice toate lucrurile astea. Păi, ce pot să zic? Ne povestea domnul Câțu înainte de alegeri, cred că și-a bătut joc deja de cuvântul reforma bugetară. Deci atâta l-a pronunțat în campania electorală că ți ieșea sânge și pe ochi, să zic așa. Și reforma bugetară... Cu această guvernare, reforma bugetară nu se va întâmpla niciodată. Știu. Ține minte cuvintele mele. Nu va exista o reformă bugetară în România decât atunci când vom ajunge ca Grecia cu aceste două partide la guvernare. Este pariul pe care îl pun cu voi.
Da. Cristian, mulțumesc tare mult. Aș vrea să-l aud la final și pe Silviu. Salutare, Silviu. Salut, salut, Cătălin. Din punctul meu de vedere, problema nu este deloc simplă și nu e doar la guvernanți, este și la noi și ține foarte mult de felul în care reușim fiecare dintre noi să ne gospodărim, pentru că eu te sun în legătură, spun în legătură de consumator și sunt și da, și un mic antreprenor. Dar ca și consumator pot să spun că factura de la gaze a crescut exponențial, chiar dacă statul a plafonat la prețul la, nu știu, 0,37 pe kilowattoră, parcă, nu? E foarte mare factura la gaze pentru toată lumea, oricum ai dau. Ok, pe de altă parte, am exemple în jurul meu care încă stau cu 26-27 de grade în casă. Când vorbim de austrieci, de net, ei au o temperatură medie de cât? De 21, maxim 22, noaptea 18 grade? Am văzut chiar un top. Suntem printre primii, avem o temperatură medie în casă de 22-23 de grade. Țările mai vestice țin între 18, 19, 20, cel mult am văzut 21, cred că în Austria. Cum te îndrepți spre est, se face ceva mai cald în casă. Vom fi având o traumă, te-ai gândit? La noi a fost frig în casă. Exact, eu mă gândesc că noi avem o traumă, eu n-am prins perioada, sunt mai tânăr. Clar este că avem o traumă și că părinții mei care au trăit în frig, acum vor și ei să trăiască puțin în căldură, să simtă că poate să stea și iarna în tricou în casă, fără griji. Dar dacă asta este realitatea economică la momentul actual, ar trebui și noi să mai dăm un pic mai încet la calorifere. E o soluție. E o soluție. E ce putem face, ce putem face noi. Când vremurile sunt de restriște, asta este ce mai putem face noi, exact. Ce poate face guvernul, într-adevăr, diminuarea aparatului de stat. Nu ai cum să lucrezi. În mediul privat, ai văzut, apare un calculator, un robot nou, dispar două locuri de muncă. La noi, la ora 4:30 am ajuns la un serviciu de stat și aveau calculatorul scos din priză, în condițiile în care programul se termina la ora 5. Da. Mulțumesc tare mult, oameni buni. Ne așteaptă o perioadă extrem de dificilă, din multe puncte de vedere. Pe lângă scumpirile astea, al cincilea val epidemic o să ne aducă alte necazuri. O să discutăm zilele astea. Cred că urmează aproximativ 2 luni în care ne va fi cel mai greu din ultimii ani. Și răspunsul trebuie să fie măcar de data asta unul care este mai puțin populist. I-ați auzit astăzi pe oamenii care au vorbit, dincolo de plafonare sau dincolo de reducerea TVA-ului în situații de criză, poate începem să ne uităm de adevăratele, chiar și cu această guvernare, poate încep să-și pună de adevăratele problemele reale. Dom'le, cum facem să oprim din cheltuielile imense ale României, astfel încât atunci când ne e greu să rezistăm? România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.